Sper că acest premiu de excelență acordat acestei personalități este o declarație a FESTCO, o nevoie ca în cele din urmă comedia să revină la mesajul ei inițial, la menirea ei inițială, aceea de a trezi, de a pune o oglindă în fața spectatorului. Cred că e timpul să luăm comedia în serios. Și am să citesc ceva scris de această personalitate care ei se dedică premiul de excelență și care, atunci când lucrează, creează o religie în interiorul unui spectacol. Doresc oricărui actor să lucreze în regia acestei personalități, pentru că acest tip de antrenament interior, individual și împreună, în echipă, e ceva foarte puternic și e ceva din care te hrănești pentru foarte mult timp. Eu o fac. El zice așa: să joci comedie e ca și cum ai merge pe sârmă. Ești într-o stare de alertă continuă. În comedie, starea asta specială trebuie să fie prezentă la fiecare pas. Un actor de comedie e ca un echilibrist. Se află în pericol de când intră pe scenă, devenită sârmă, și până trece. De pe scenă, un actor trebuie să spună adevărul, zice Grotowski. Orice actor, dar în special cel de comedie, trebuie să aibă curajul să confrunte acest adevăr, să și-l însușească. În comedie trebuie să fie pregătit să intre direct în arenă, să provoace spectatorii, să-i șocheze arătând, expunând minciuna, lașitatea, ipocrizia, insinceritatea și astfel își asumă un risc. Pentru asta mă bucur că sunt aici, pentru acest laudatio, pentru Andrei Șerban. Andrei Șerban. Invităm un domn să ofere premiul. Dacă e cineva din public care vrea să ne ajute, să dăm acest premiu, cineva. Uite, s-a oferit cineva, un domn săritor. Îi spuneam lui Andrei că de la Faustul lui Porcărete, de la Sibiu, nu m-a urmărit atât de mult un spectacol cum m-a urmărit spectacolul Caruselul pus de el la Teatrul Bulandra. Mi-aș dori ca toți cei de aici, dintre noastre, să spuneți peste 2 ani, nu m-a urmărit de mult un spectacol cum m-a urmărit cel montat de Andrei Șerban la Teatrul de Comedie. Atmosfera devine destul de solemnă, aș vrea să o relaxez puțin, spunând la început că am fost foarte bucuros și surprins în sensul pozitiv că în această seară am găsit un prezentator și un grup de entertainers care au simțul umorului, ceea ce într-o gală de teatru nu este neapărat evident. Și tot apropo de simțul umorului, am avut cu George Mihăiță, când eram la New York, un schimb de e-mail-uri ca să organizăm puțin această seară. Și amândoi avem un simț al umorului destul de bizar, pentru că ne place la amândoi să semnăm diferit decât numele noastre. Și el mi-a trimis un e-mail în care, după ce a scris un mesaj foarte serios, a semnat Virgil Ogășanu, spunând că foarte des este confundat cu dânsul. Iar eu i-am răspuns la rândul meu și am semnat cu un nume foarte prestigios al Teatrului Românesc pe care nu vreau să-l divulg, pentru că nu mă asemăn deloc cu el.
acum, mulțumesc pentru această recunoaștere și e adevărat că ultima oară când am montat un spectacol de comedie pur sânge a fost Noaptea Încurcăturilor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, pe vremea când eram student la regie. De atunci n-am mai montat un spectacol de comedie. Acum se întâmplă complet paradoxal că în această clipă montez, încep să în repetiție cu un spectacol la Teatrul Odeon, care este o comedie adevărată, este o piesă de Bernard, George Bernard Shaw, Soldatul de Ciocolată sau Armele și Omul, o piesă care nu a fost montată în România niciodată, cel puțin în timpul vieții mele, și este o piesă cu totul extraordinară, găsesc, și sper că, chiar îmi pare bine de fapt că acest premiu a venit puțin în avans acestui spectacol, pentru că acum nu mai mi-e teamă că dacă nu se va râde la piesa asta, nu mai contează, fiindcă am primit premiul. Dar, de fapt, puțin cu un ton puțin mai serios, aș vrea să reiau și ce a spus Dorina și, de fapt, ceea ce a spus și cântecul care a deschis seara. În versurile acestui cântec am regăsit ideile pe care îmi sunt mie dragi. Aceea că întrebarea de ce provoacă râsul, de ce râdem la teatru. Și de obicei cred că râdem de alții, râdem de ceilalți. Dar asta și o facem cu indiferență, cu din ce în ce mai mare indiferență și cu din ce în ce mai mare nepăsare. Dar asta nu îi ajută pe ei, pe ceilalți, pe alții și nu ne ajută nici pe noi. Ce ne-ar ajuta pe noi? Ce ne-ar ajuta pe noi să avem curajul să râdem de noi înșine. Pentru că dacă avem curajul să râdem de noi înșine, poate că ceva se întâmplă, învățăm ceva și poate că asta ne ajută să ne vindecăm prin râs. Deci, poate că ar trebui să terminăm cu un salut Muzei Comediei. Asta nu mai e.